Din păcate, constatăm încă o dată că instaurarea, ca să nu spun instalarea unui guvern tehnocrat, în 17 noiembrie anul trecut, nu a adus un plus României, ci din păcate, cum spuneam, chiar am regresat un pic, chiar v-aș putea spune mai mult, pentru că, în afară de niște cifre abstracte, ele nu au putut dovedi că aceste cifre, și nici ei nu pot dovedi că aceste cifre se răsfrâng în mod pozitiv asupra bunăstării sau asupra creșterii gradului de satisfacție a cetățenilor în orașele din România și din satele din România. Unul dintre momentele memorabile ale unui ministru tehnocrat este cel în care Raluca Prună a ținut să puncteze faptul că discuția despre drepturi este un lux, în contextul unei urmăriri penale și o combatere a infracționalității slabe. Doamna Prună a avut în acest an multe derapaje, multe erori de atitudine. Una din cele mai importante, dacă ar fi să începem, să spunem, prin poziția pe care a avut-o, în care drepturile și libertățile cetățeanului sunt un lux. Este ceva strigător la cer să poți face asemenea afirmații într-o țară care și-a câștigat dreptul la libertate și democrație nu de foarte mult timp. Cred că dacă n-am ști că totuși este ministru, ne-am gândit că a avut un portofoliu în Coreea de Nord. Președintele al de Galați s-a declarat nemulțumit de faptul că noua guvernare a modificat codul penal. Ba mai mult, chiar a venit și a intervenit printr-o ordonanță de guvern, ceea ce nu se face nici în mod normal de ales într-un guvern democratic, pe poziția majoritară pe care a obținut-o în alegeri. Au venit și au modificat pentru ordonanță de guvern unul din cele mai importante, știu eu, elemente ale justiției care cadrează justiția într-o stare foarte importantă prin codul penal, modificarea de ordonanță de guvern a codului penal, care și acolo aduce atingere libertăților și drepturilor cetățenești. Faptul că nu au fost atrase fonduri europene și au întârziat unele plăți către agricultori sunt alte elemente pe care Cristian Dima le-a subliniat în activitatea miniștrilor tehnocrați. În rest despre guvern ce putem vorbi decât că absorpția zero de la fonduri europene este deja definiția lor. Va trebui să răspundă și agricultorilor cărora nu le-a putut livra la timp subvenția și s-a tulburat și perturbat producția și așa mai departe. Adică evoluția lor pe aproape un an de zile este într-un regres și este dezastroasă pentru România și pentru economia României.